Confecționăm printr-o metodă nouă, metoda Q-Link, mărțișoare. Am încercat să desfășurăm una din activitățile pe care o avem în parteneriat cu Școala Topârceanu, parteneriat cu numele Doi Prieteni, Școală și Grădiniță. Elevii clasei a 4-a C de la Școala George Topârceanu au venit la grădiniță să-i ajute pe cei mici să confecționeze mărțișoare, având în vedere că se apropie o sărbătoare a primăverii, a mamelor, a fetelor. Activitatea de confecționat mărțișoare a debutat cu o poezie emoționantă. Sunt copil ca fiecare și mă joc mereu. Jucăria mea cea mare este tatăl meu. Și când tata nu e acasă și e altundeva, jucăria mea cea frumoasă este mama mea. Și când tata și cu mama sunt plecați de aici pentru joc, să ține seama că am niște bunici. Spun pe mamă, dragă tată, frata nu stă în loc. O să fiu și eu o tată, jucărie, joc. Toți copiii s-au dovedit a fi niște adevărați maestri în confecționatul de mărțișoare. Acestea au fost realizate din hârtie prin tehnici inovatoare, iar în timpul activității, cei mari au răspuns întrebărilor curioase ale piticilor, referitoare, bineînțeles, la viața de școlar. Confecționez cu tehnica Q-Link și vreau să arate ca o floare. Mărțișoare pentru mămici și ca să le bucurăm pentru această zi frumoasă, care e ultima zi a iernii. Ia o fâșiuță și o rostogolesc până la capăt. Am lucrat cu o fetiță care este sensibilă la fel ca mine. Este timidă. Prin ce tehnică vei face mărțișoare? Păi am făcut o tehnică cu tehnica Q-Link și acum voi face cu tehnica pieptenului, care răsucim pe piepten și va ieși o petală de floare foarte frumoasă. La finalul activității, cei prezenți și-au dat mâna într-o horă.